Gata. Ține telefonul mai. Spuneți-ne, vă rugăm frumos, ce s-a întâmplat astăzi, în primul rând, de ce l-au chemat pe preasfinția sa, pe niciunul nostru? Păi, mare lucru nu s-a întâmplat. Sigur că această nouă calitate pe care a dobândit-o de inculpat, din punctul nostru de vedere, rămâne o calitate care este exagerată, pentru că singurul lucru care reiese din stenograme, să le numim așa, sau din înregistrările pe care le-a făcut acel preot fals Leașcu, martor în cauză, dar în același timp el ar trebui să fie urmărit penal pentru că s-a început urmărirea penală în REM pentru trafic de influență, doar că se pare că la înalt preasfințitul Teodosie au avansat lucrurile foarte rapid, pe când la Leașcu nu au avansat deloc, este martor, dar în același timp se fac verificări și pe trafic de influență. Părerea mea rămâne în continuare că nu poți trimite pe cineva în judecată și nici nu poți schimba calitatea pentru un simplu cuvânt am înțeles. Am înțeles ce? Am înțeles că ce sau ce trebuie să fac? Cumpărarea de influență, dacă o veți citi în codul penal, o să vă dați seama prin comparație cu înregistrările pe care le-ați văzut cu toții, pentru că sunt publice, deci ați putea considera că deja cunoașteți dosarul, pentru că ăsta este tot dosarul, acea înregistrare, nu este îndeplinit elementul material, respectiv acela de a te duce către cineva și a încerca să-i cumperi influența prin mituirea lui să rezolve ceva. Știți foarte bine că acel pretins preot a venit cumva, a spus că este consilierul ministrului mediului, domnul Fechete, a folosit niște calități mincinoase, iar ulterior i-a cerut o anumită plată consilierului arhiepiscopului Tomisului. Deci, chiar dacă avem această nouă calitate de inculpat, asta nu înseamnă mare lucru deocamdată. Procurorul ne așteaptă în continuare cu probatoriu. Vă spun de pe acum că noi urmează să formulăm o cerere prin care solicităm excluderea, practic, a acestei probe, pretinse probe. Este o probă înregistrată nelegal, este o probă care a fost, să spunem așa, pe situații quasi identice, eliminată și de către CEDO prin faptul că este strânsă nelegal sau neloial și de către înalta curte. Nu poți să te duci și să vii cu un material pe care să spui că l-ai descărcat de pe doi suporți optici fără să spui dacă e telefon, dacă este cameră GoPro, dacă e telefonul personal. Deci există o sincopă major aici cu privire la modul sau de unde a fost sau cine a făcut înregistrarea și cum a fost făcută înregistrarea și pe partea cealaltă este o provocare vădită acolo. De asta poate ne aude domnul Leașcu, care are calitatea de martor. Se fac cercetări cu privire la traficul de influență și singura persoană care ar fi putut să facă acel trafic de influență este domnul Leașcu, care probabil că o să capete și dânsul calitatea de orice altceva în afară de martor pe, în perioada următoare. Da? Super!